Bună seara, bine ați revenit la o nouă întâlnire cu Livresc, așa cu atmosferă de vacanță. Așa cum ne-am obișnuit cei care sunt în cadre didactice, de multe ori în perioada de concedii sau atunci când avem vacanță oficial, obișnuim să pregătim și materiale pentru noul an școlar. Combinăm relaxarea cu pregătirea noilor materiale pentru un an școlar cât mai bun. Și vă mulțumesc pe această cale în numele companiei Ascendia pentru efortul de a fi prezenți în această seară pentru a afla lucruri noi despre folosirea Livresc. Și pentru cei cu care ne-am mai întâlnit și pentru participanții noi vă transmit un salut călduros. Numele meu este Sebea Mihai. Astăzi vom discuta despre avantajele contului pro, despre momentul trecerii de la un cont de bază, un cont cu acces gratuit, o facilitate pentru cadrele didactice, la un cont cu unele funcționalități avansate, unele avantaje, unele elemente în plus, care, spre deosebire de contul free, are și o anumită taxă. Asta pentru că o parte din cei prezenți și din cei care participă în mod uzual la întâlnirile noastre folosesc un cont pro sau un cont premium și de asemenea pentru cei dintre dumneavoastră care aveți un cont free, este bine să știți mai multe detalii despre aceste avantaje ale conturilor pro. Dar indiferent că este gratuit sau pro, este clar că pentru a oferi astfel de resurse există niște costuri. Chiar dacă acele conturi sunt gratuite, sunt costuri cu întreținerea platformei, cu găzduirea conținutului, chiar și cu prezentarea din această seară. Și încă o dată vă mulțumesc pentru încredere și chiar și pentru interesul pentru acest subiect, adică aceste repere, aceste avantaje ale conturilor pro sau premium. Și o să le număr pentru a le identifica așa, ca pachet, după care o să vedem puțin cum funcționează două dintre aceste funcționalități care reprezintă avantaje ale conturilor pro. Chiar aveți și pe e-mail, cu siguranță sunteți înscriși la newsletterul nostru și ați primit pe e-mail un newsletter care reamintește aceste avantaje ale conturilor pro sau premium. Cel mai cunoscut dintre avantaje este acela că nu există limită de proiecte. Dacă în ceea ce privește contul free există o limitare la 5 proiecte care pot exista și care pot fi editate de fapt pe platformă, În cazul unui cont pro, nu există aceste limitări. Aici sunt și eu pe un cont pro, de exemplu, unde, după cum vedeți, am destul de multe directoare cu foarte multe proiecte, de altfel, mergând pe activitatea mea de cadru didactic la universitate, după ce am testat Livresc aproape un an și jumătate, am simțit nevoia de fapt chiar mai devreme.
că am mai mers cu niște conturi în paralel. Am simțit nevoia și am conștientizat avantajele contului pro. De asemenea, aici în partea stângă jos puteți observa și dumneavoastră spațiul pe disc, spațiul disponibil. Și atunci, evident că veți urmări acolo să știți cam cum dimensionați proiectele, lucrările, în așa fel încât să vă încadrați în spațiul respectiv. Pentru conturile free, spațiul pe disc în cloud este de 1 giga, iar pe conturile Pro, spațiul pe disc este de 5 ori mai mare, deci 5 giga. După cum vedeți, aici în partea stângă jos, unde sunt cu mouse-ul, spațiul pe disc, apare gradul de utilizare al spațiului disponibil pentru depozitare și în felul acesta știu cam cum să dimensionez. De exemplu, pentru mine, acum am cam ajuns la nivelul de lucrări care îmi sunt necesare inclusiv pentru anul universitar următor. Probabil mai am doar câteva proiecte de adăugat, de completare. În rest, doar să actualizez sau să modific ceea ce am creat deja. Deci, de acum înainte, nu am nevoie de foarte mult spațiu și îmi este suficient. Ce este foarte important de precizat aici, pentru că majoritatea dintre dumneavoastră ați înțeles și ați învățat să vă ușurați activitatea, să faceți lucrul în livresc relaxant și plăcut, chiar folosind șabloane care sunt disponibile în livresc. Da? Și intrăm pe șabloane și aici putem identifica pentru fiecare șablon conținut. Da? Intru pe Aero School General Use și aici văd șablonul. În momentul în care doresc să folosesc acest șablon, dau click pe folosește și aici se creează un proiect. Dar dacă am creat pur și simplu din punct de vedere tehnic, am creat 5 astfel de proiecte doar din șabloane pe care vreau să lucrez, ating acea limită maximă de 5 proiecte ce le pot edita în contul free. Și atunci, evident că posibilitatea de a avea mai multe proiecte, mai mult de 5 proiecte pe un cont pro sau premium, ne permite să folosim mai multe șabloane. Da, adică să salvăm oricâte șabloane dorim. Altfel, ca să putem folosi în continuare un cont free, trebuie să ștergem. De exemplu, am folosit șablonul inițial, l-am duplicat și pe acela pentru a crea lecția mea și ca să nu am prea multe proiecte, trebuie să șterg șablonul și las doar lecția mea. Da, asta e modul de lucru în contul free. Evident, când mai avansez și am considerat că Livresc este o platformă care îmi poate aduce avantaje, valoare adăugată mult mai consistentă decât costul lunar sau anual, poate pot să iau în considerare pasul către un cont cu aceste facilități avansate. Da, și evident că e și o mândrie pentru noi că putem oferi ca un produs românesc în multitudinea de
produse create la nivel internațional, de altfel foarte multe dintre ele foarte bune, produse disponibile pe piața globală. Printre aceste produse oferim și noi un produs creat de programatori, de o echipă din România, care este cel puțin la același nivel cu echipele din străinătate. Și aici am vrut să fac precizarea legată de șabloane. E bine să fie clar că în conturile free există acces la toate șabloanele disponibile în livrez. Nu e niciun șablon care să fie disponibil doar în conturile pro. Dar diferența este că atunci când multiplicăm proiecte, vom atinge mai ușor acea limită de 5 proiecte. La fel și în cazul unor proiecte pe care le preluăm din biblioteca publică și care sunt disponibile cu partajarea surs. Da? Și această posibilitate este de asemenea regăsită în conturile free, numai că dacă am preluat 5 lecții cu sursa partajată, ating limita respectivă de proiecte. Și atunci, folosind un cont pro, o să intru acum și în biblioteca publică, folosind un cont pro, pot să salvez oricâte materiale cred, de exemplu, materiale din proiectul cred, trebuie să le identific pe cele care au sursa partajată și nu am nicio limitare. Na, de exemplu, Delta Dunării, text informativ. Mi-a plăcut acest material, mi-a plăcut această lecție. Vreau să folosesc, dar doar 80% din el, o parte din el îmi este util. Aș dori să mai adaug câteva informații. Păstrez creditul autorului, care este și menționat aici. Dau un click pe editează sursa și în acest moment, când am proiectul copiat, duplicat în contul meu, iată, aici a fost deja generat în contul meu acest proiect și pot să-l modific. Da, evident că mulțumim și noi acum, mulțumesc și eu public tuturor cadrelor didactice care au făcut un efort să creeze aceste surse și în cadrul proiectului, cred, s-a convenit că se va partaja sursa pentru a fi mai ușor și mai relaxant pentru alte cadre didactice să-l folosească. În momentul în care am accesat un astfel de material, acum am un proiect pe calculatorul meu, pe computerul meu și pe contul, mai important, pe contul meu, livrez, care este găzduit în cloud. Da? Dacă vreau să mai folosesc încă 3-4 lecții, deja ajung la limita de 5 proiecte. Și atunci e util, poate la un moment dat, să iau în considerare contul contul pro. Deci aici este, să zicem, nucleul, precizarea cea mai importantă legată de accesul la șabloane și la lecții partajate. Însă cele mai interesante funcționalități, dincolo de aceste limitări,
cele mai interesante funcționalități în conturile Pro și Premium sunt, în primul rând, posibilitatea de creare a unui mesaj audio pe bază de text. O să intru și eu aici într-unul din proiecte. Template Raw School Prima. Am creat mai devreme un șablon ca să pornim de la un anumit material. Avem aici doi asistenți. Da, o să-i șterg ca să vedem cum procedăm de la început cu această funcționalitate text to speech în engleză. De aici vine această prescurtare TTS, TTS, adică voce generată din text. Uneori poate ușura cu ore bune de muncă ce ar trebui să o facem pentru a crea texte audio, pentru a le salva, pentru a înregistra din nou. Nu întotdeauna funcționează înregistrarea așa cum dorim. Înregistram și eu odată un mesaj și a venit fiul meu să se bucure despre ceea ce a reușit să facă și a trebuit să înregistrez din nou. Așa, în glumă fie spus, a pățit-o și el la fel, că înregistra un anumit material și am dus eu peste el să-l întreb ceva și a trebuit să o reia de la cap. Și atunci, ce fac aici? Iată, am un asistent, da? Și vreau să îi adaug și mesaj audio. O să dau puțin stop share și o să revin pentru a avea și sunetul disponibil. Imediat, ca să fie mai ușor de urmărit. Așa, iau un text de la una din lecțiile pe care le-am creat și la asistent în dreapta, la proprietăți, pot să creez text în mesajul asistentului prin adăugarea conținutului exact în zona care se numește conținut. Adaug textul aici, la conținut. Da? Observați, o să modific formatarea să nu prea formatarea din Word. Și în momentul în care am introdus textul, vedeți că am și mesajul text. Numai că nu am mesaj audio. Da? Și ce pot să fac pentru a adăuga sunet? Merg la sunet și la schimbă am aceste trei posibilități. Încarcă, adică încarcă înseamnă că am înregistrat un mesaj cu telefonul mobil, de exemplu, sau cu un microfon sau cu orice alt aparat. Am descărcat mesajul acela. Dacă nu este în format MP3, trebuie să caut o platformă, o fac rapid asta, o platformă externă care convertește un format audio de alt tip în MP3, după care îl salvez pe calculator și sunt mai mulți pași. Da? În schimb, la generează, în loc să citesc eu textul acesta, telefoanele și tabletele sunt minunate, dar aduc și pericole, în loc să fac mai mulți pași, dau un click pe generează și îmi apare caseta prin care pot să generez. Aleg limba, vedeți că sunt multe posibilități, sunt multe voci în aproape orice limbă. În limba română vă recomand să folosiți primele două voci, le puteți testa și pe celelalte, următoarele, evident. Dar primele două sunt cele mai bune. Una o voce masculină, cealaltă voce feminină, voce masculină. Da, de exemplu, aleg prima voce feminină
am posibilitatea să modific viteza. La 1 este viteza optimă. Da? La viteză, dacă vreți să o modificați, dacă nu e suficient de fină modificarea la cursor și vreți să puneți 1, pur și simplu intrați în această casetă și puneți 1. Sau dacă modificați la cursor, pe urmă aveți și un selector de valori. Da? Sau pur și simplu modificăm de la tastatură. Viteza 1 este optimă. La fel, la timbru puteți să testați să vedeți dacă doriți alt timbru al vocii. Dau un click și generează textul. Telefoanele și tabletele sunt minunate, dar aduc și pericole. Da? Am testat. Nu e salvat încă. Dacă vreau să-l salvez, îl salvez de la butonul salvează. Vreau să testez și vocea masculină. Cum arată vocea denumită Emil pe același text. Și din câte am testat, ar trebui să se audă bine și la dumneavoastră. Imediat pornesc și vocea masculină și să-mi spuneți dacă se aude bine. Telefoanele și tabletele sunt minunate, dar aduc și pericole. Da, este în regulă, s-a auzit, da, mulțumesc foarte mult pentru confirmare. Acum nu am salvat. În momentul în care am salvat, deja acest asistent are vocea. Da? De exemplu, dacă vreau să ascult vocea, selectez asistentul, să zicem că sunt pe o altă zonă, vedeți la proprietăți text, sunt pe altă zonă, intru pe asistent, mi-apare proprietăți mesaj, înseamnă că sunt pe asistent și dau un click pe această iconiță play prin care pot să testez. Telefoanele și tabletele sunt minunate, dar aduc și pericole. Aceasta este vocea salvată. Dacă vreau să înregistrez și să folosesc, să fiu mai rapid folosind direct microfonul computerului, să nu mai salvez, să nu mai fac acei pași prin care ajung să încarc un fișier audio, tot în conturile Pro pot folosi funcția înregistrează și înregistrez de la microfon. Dau click pe înregistrează. Clic pe butonul roșu pentru a porni înregistrarea și voi înregistra mesajul meu. Telefoanele și tabletele sunt minunate, dar aduc și pericole. Top, am înregistrat 6,5 secunde, salvează. După care pot să ascult acest mesaj. Telefoanele și tabletele sunt minunate, dar aduc și pericole. Da? Dacă vreau să am doar mesajul audio, uneori îmi trebuie doar mesajul audio, pot să las doar mesajul audio, vedeți un asistent cu mesaj audio, sau de asemenea pot să trec la conținut. Am copiat conținutul din documentul meu Word și am trecut și mesajul din bula asistentului virtual. De asemenea, aceleași metode pot să le folosesc în cazul unei resurse audio. Creez o resursă audio, am aici un rând nou în care aduc din partea stângă o resursă audio. Intru pe resursa audio pentru a o edita și mai departe folosesc exact aceiași pași pe care i-am văzut înainte. Dau un click pe schimbă și am cele trei opțiuni. Încarcă, generează sau înregistrează. Iau textul și intru în funcția generează.
Aici mi apare mesajul implicit, scrie un text din care să fie generat sunetul. Înlocuiesc acest text cu textul meu și dau click pe generează. Telefoanele și tabletele sunt minunate, dar aduc și pericole. S-a generat textul, salvează și în felul acesta am un material audio care transmite mesajul pe care îl doresc. Au un impact foarte important aceste mesaje audio în lecții. Lecțiile sunt atractive, spre deosebire de a fi plictisitoare. Lecțiile sunt mai interesante. Elevul sau chiar și un cursant, și un student sau chiar un adult învață mai repede dacă are și textul scris și în același timp aude și un mesaj util. Evident că este foarte importantă și vocea noastră. Într-o lecție e ca și cum am fi acolo, lângă cursantul nostru, care dorim să învețe cât mai bine lucrurile pe care le transmitem. Dar de foarte multe ori, având multe mesaje de transmis, este extrem de util și un avatar cu o voce neutră. Da. Deci unde aveți componente audio, se pot aplica aceste funcționalități. Da. Iar a doua funcționalitate foarte importantă pentru conturile Pro sau Premium reprezintă partajarea proiectului. Posibilitatea de a transmite un proiect pe care l-am creat și la care vreau să lucrez împreună cu un coleg, o colegă sau mai mulți colegi, îl transmit și contribuim fiecare cu secțiuni sau fiecare poate să lucreze independent la o secțiune și după aceea să le integrăm într-un proiect la care să aibă acces toți sau pur și simplu vreau ca îmi face plăcere ca colegul sau colega să folosească anumite componente din materialul pe care l-am pregătit. Și îl pot pune la dispoziție, uite, pot să preiei elemente de aici și să le folosești în lecțiile tale. Asta am putea să o facem și partajând sursa într-o lecție publică. Dar uneori poate dorim să păstrăm anumite lecții într-un circuit închis, alte ori dorim să partajăm sursa pentru ca oricine din sistemul educațional românesc, să spunem, să poată avea acces la părți din acea lecție. Cum facem acest lucru pentru a partaja un proiect sau o secțiune sau pur și simplu o resursă, este important să avem acele elemente salvate în organizator. Proiectele întotdeauna sunt salvate acolo, însă secțiunile sunt în interiorul proiectelor sau elementele de conținut sunt în interiorul proiectelor. De exemplu, eu am acest șablon. Cum creez cuprinsul, pe care l-am utilizat la un seminar anterior. Dacă am secțiunea aceasta în proiect, nu o voi putea partaja. Dacă în secțiunea respectivă am, de exemplu, un acordeon, nu îl voi putea partaja. Este foarte important să rețin acest aspect, că pot partaja doar ce este salvat în cont. Nu pot partaja ce este în proiect. De exemplu, aici creăm o secțiune în directorul respectiv. O secțiune nouă și o să scriu, o să redenumesc secțiune pentru partajare.
Da? Sau creezi un acordeon. Spuneam mai devreme de acordeonul la cină. Am aici acordeon. Așa, ca să vedem ca mod de lucru, cam în 3-4 minute terminăm și trecem la întrebări. Am acordeon, redenumesc și pe acesta, clic pe redenumește, acordeon pentru partajare. Partajare. Am scris corect? Am scris corect. Da? Și pot să le partajez. Cum fac acest lucru? Fie că este proiect, fie că este secțiune, fie că este resursă. Dau clic pe proiect și am o iconiță partajează, care este activată în cazul în care lucrăm pe un cont pro. Dau clic pe partajează și aici avem opțiunile respective. Pot să partajez doar cu o anumită persoană, doar cu un anumit utilizator de livrez. De exemplu, pentru siguranță e bine să folosiți această funcție. Cui vreau să partajez acest proiect? Doar unei persoane? Atunci, pentru a evita posibilitatea, știu și eu, ca accidental sau printr-un anumit concurs de împrejurări, să intre altcineva pe acest link partajat, intru aici și introduc, trebuie să știu adresa de e-mail a persoanei cu care o folosește în livrez. Adresa de e-mail care reprezintă, de fapt, userul contului persoanei respective. Da? Și introduc aici adresa. Sau, dacă vreau să partajez la mai multe persoane și nu am o problemă cu un posibil acces nedorit, cu oricine are link. Mai departe, copiați acest link și asta e tot. Important să confirmați. Dacă nu confirmăm, nu este partajat. Dacă am confirmat, observați că în dreapta proiectului despre care spuneam, Colors, cum crezi cu prinsul, apare această iconiță că este partajat. Și asta e tot. Mai departe, dau link-ul persoanei respective, prin orice metodă, prin orice rețea, să ajungă link-ul la persoana respectivă și în momentul în care îl accesează, automat îi se creează, îi apare materialul respectiv în contul său. Sau cu acordeon, la fel. Da? Dacă nu activez un element, vedeți că nu se activează anumite butoane în bara de sus. Dau un click pe acordeon, click pe partajează, oricine are link, copiez link-ul, uit să apăs confirmă, da? Nu apăs confirmă, îi dau link-ul, ce se întâmplă? Poate să-l acceseze? Nu poate să-l acceseze. De ce? Pentru că acest element pe care am vrut să-l partajez nu a fost partajat. Eu n-am dat comanda platformei să-l partajeze. Și vedeți, nu are acea iconiță în dreapta care ar semnala că este partajat. Deci e foarte important să apăs butonul confirmă. În momentul în care voi apăsa butonul confirmă, veți vedea acea iconiță în partea dreaptă. Da? Acum e partajat. Altfel, dacă eu v-aș da un link al unui proiect din autor, din editor, care nu e partajat, nu veți putea accesa. Platforma nu permite accesul. La fel și pentru secțiune. Vreau să partajez secțiunea aceasta cu dumneavoastră. Clic partajează. Anumite echipe sau adrese de e-mail. Și aici pot intra pe echipele în care sunt eu. Sau oricine are link, clic, confirmă și este accesibil. Mai departe putem să spunem, bine, am transmis materialul respectiv, l-a copiat persoana respectivă, l-a duplicat și acum vreau să închid posibilitatea de partajare pentru a evita orice modificare nedorit. Da? Ce pot să fac? Nu mai vreau să partajez acordeonul. Dau click pe acordeon, intru pe partajează,
sunt la opțiunea oricine are link, revin la opțiunea doar tu, confirmă și în acest moment proiectul nu mai este partajat. Sau secțiunea, la fel. Dau click, intru pe opțiunile de partajare, cine să aibă acces și aici pe doar tu sau doar eu, cum dorim să interpretăm și nu mai este partajat. Unde văd proiectele partajate cu mine, ce proiecte am primit de la alți utilizatori, la partajate cu mine. Unde le văd pe cele pe care le-am partajat și le pot folosi alții, la partajate de mine. De fiecare dată când vreau să lucrez pe o copie a proiectului partajat, de foarte multe ori este important să nu alterăm un material partajat. Când dorim să co-creăm, lucrăm exact pe materialul partajat, atunci când dorim să folosim elemente din acel material sau cineva ne-a pus la dispoziție un material creat cu efort și nu vrem să-l modificăm nedorit, pur și simplu dăm un click pe proiectul respectiv, prima lecție, îl duplicăm, se creează un material nou și dacă lucrăm pe duplicat, nu se întâmplă nimic cu proiectul inițial, cu proiectul partajat. Da? Pur și simplu lucrăm pe acest duplicat, copie după prima lecție, salvat în urmă cu un minut. Dacă lucrez pe acest material, nu se întâmplă nimic cu cel partajat. Asta e important atunci când folosiți partajarea. Atenție la elemente care se pot modifica pe proiectul partajat și mai ales atenție la elementele pe care nu dorim să le modificăm pe acel proiect partajat. Așadar, acestea sunt cele mai importante funcționalități ale conturilor Pro și Premium sau avantajele celor două opțiuni pe lângă varianta Free și elemente pe care le găsiți și detaliat pe site-ul nostru livres.com, pe varianta în limba română. Evident, sunt similare și pe varianta în engleză, dar lucrăm aici pe română. Avem diferența aici, e foarte important să bifați academic. Da? Vedeți că butonul se mută între academic și companie, unde sunt alte tarife. Să fim siguri că butonul este în zona academic și jos scrie academic și nu companie. Aici suntem cu descrierea pentru contul free sau gratuit, un loc. Și detaliile la Academic Pro, număr de proiecte nelimitat, 5 giga spațiu de depozitare, lansează în mod public și privat, proiectele pot fi descărcate, accesul complet la șabloane, deci spre deosebire de 3, 4, 5 șabloane câte pot duplica, să mai pot lucra și la proiectele mele. Aici nu am limită la a duplica șabloanele. Ce spuneam mai devreme, partajarea, funcția text-to-speech sau voce generată din text și, în plus, posibilitatea de a folosi orice siglă, spre deosebire de conturile Pro, unde apare implicit sigla Livres. Și între conturile Pro și Premium aveți această diferență principală, că în cazul Pro este plată lunară, plată
recurentă la tariful pe care îl vedeți afișat, 19,47 lei, iar contul premium, care presupune plata anuală, are un cost lunar ceva mai mic, destul de considerabil, mai mic, aproape 25%, la 14,33 lei. Acestea sunt elementele pe care am dorit să le prezentăm. Vom mai avea seminare în care vom discuta despre ceea ce se poate face în conturile Pro, chiar dacă sunt și utilizatori care folosesc și le mulțumim pentru asta, folosesc conturile gratuite, poate că e bine chiar și pentru aceia dintre dumneavoastră să știți ce valoare adăugată, ce funcționalități în plus aveți în conturile Pro. Și evident, pentru cei dintre dumneavoastră care folosesc contul Pro, putem să mai discutăm și alte aspecte. Da, acestea au fost elementele propuse pentru întâlnirea din această seară. Avem și câteva întrebări transmise în formularul de înscriere, dar vă invit și pe dumneavoastră acum, dacă aveți întrebări în direct, vreți să le transmiteți cu mesaj audio, nu text to speech, chiar vocea dumneavoastră, sau în chat, cum doriți. Mulțumesc pentru participare. Când se recomandă să folosim doi asistenți într-un proiect, de exemplu? Unul în stânga și unul în dreapta. Am văzut la diverse proiecte că erau doi asistenți și... Da. Pot funcționa în anumite configurații. De exemplu, dorim ca ei să creeze un dialog sau poate vreau să fac o lecție care arată ca o dezbatere sau argumente pro și argumente contra. Și atunci pot folosi doi asistenți, poate chiar două voci diferite sau dacă eu consider că știu și eu, prezintă mai multă atractivitate pentru cursanți, nu e nevoie neapărat să aibă un dialog, ci îi folosesc în funcție de conținut. De cele mai multe ori să știți că și un singur asistent își face treaba foarte bine. Da, deci puteți să folosiți liniștit și un singur asistent și e suficient. S-ar putea uneori, poate cu cât vrem să adăugăm mai multe lucruri la o lecție, ea poate să devină mai încărcată și cu asistent și cu prea multe culori și cu prea multe lucruri din dorința de a o face mai atractivă, putem să ajungem în cealaltă extremă și să fie prea încărcată lecția. Da. Da, mulțumesc. Da, cu plăcere. Foarte important este feedback-ul de la cursanți, da. Și de la elevi de orice vârstă și de la studenți. Și dacă reușim să preluăm acel feedback, poate fi foarte util, pentru că dacă e ceva care poate li s-a părut prea încărcat sau ar fi învățat mai eficient dacă era altfel, de ce să nu ținem cont de ce spun ei? Deci feedback-ul de la elevii, studenții, cursanții dumneavoastră e poate uneori mai bun decât știu și eu ce aș recomanda eu sau poate ce mi-ați recomandat dumneavoastră mie pentru anumite componente din experiența dumneavoastră. Da, e foarte important, da. Feedback-ul.
Dacă vrei să schimbi imaginea asistentului, cum se poate schimba forma de apariția lui? Da, în primul rând trebuie să imediat intru într-un proiect. Da. În primul rând trebuie să avem un asistent salvat în proiectul respectiv. Da? O să intru, eram aici la livrare seminarul de marți. Așa, eram pe un șablon roscul primă. Deci aici la asistenți, iată, am doar unul. Da. Da? Ca să schimb, trebuie să adaug aici un asistent. Cum adaug? De la plus. Da, de la plus. Da? Sau, haideți să intru puțin și în secțiune. Da? Vedeți, aici sunt în secțiune. Ca să schimb asistentul, să-mi apară meniul de proiect, trebuie să dau click pe părinte, pe proiect. Da. Și am acest meniu de proiect. Dau click pe asistent și aici am un plus. Adaugă asistent. Ce am adăugat? Păi am adăugat tot cel implicit. Da. Da? Aici pot să-l schimb. Ca să-l schimb, evident că trebuie să am elementele respective salvate. Uh-huh. Și aici hai să vedem. Profa, idol, pasiv, ipostaza pasiv, am schimbat cu un alt asistent și schimb și cu ipostaza în care vorbește și am făcut primul pas. Da. Da? Dar pentru a face asta trebuie să am undeva salvat, creat acest asistent. Merg înapoi imediat. Merg înapoi în secțiune și aici am asistentul default. Da? Și pot să-l schimb. Dau click pe asistentul acesta, merg la asistent și îl schimb cu numărul 2. Da. În felul ăsta am doi asistenți. Dacă vreau să am unul singur, îl schimb și pe acesta. Asistentul numărul 2 și am schimbat. Da, mai am și în altă parte. Da, deci pot să-l schimb asistent cu asistent. Sau trebuie să avem imaginea asta, adică să avem salvat imaginea respectivă cu asistența sau asistența. Da, imediat vă spun și acolo. Dacă vreau să schimb modul de afișare al asistentului pentru toți asistenții din lecție, merg la proiect, la asistenți și trec asistentul care apare implicit, care vreau să apară implicit, să spunem aici domnișoara profesoară, o trec prima. Și în momentul în care am aici pe fiecare asistent, am salvat auto preia primul asistent în ordine. Da. Da? Și atunci, vedeți, aici n-am mai trebuit să schimb, mai am și alți asistenți mai jos, mai am și aici unul. N-a trebuit să-i schimb pe fiecare, ci am schimbat auto. Da? Da. Aici puteți să adăugați și poza a dumneavoastră. Am mai folosit și eu în unele materiale. Hai să vedem dacă e aceasta. Da, aleg poza, pun și la ipostaza vorbind aceeași poză sau, da, n-am ales-o chiar pe aceeași, dar pot să fac asta, da? Dacă vreau și mă trec pe mine
Aici, primul, ca să apară în toată lecția pe auto și atunci apar eu ca asistent. Da. Sau, așa, pe scurt, nu intru acum în detalii, dacă vreți să găsiți un asistent interesant în șabloanele livresc, descărcați un șablon livresc, intrați pe asistentul de acolo. De acolo puteți să salvați tot pachetul acela cu asistentul creat cu zile de muncă de graficien. Da. Salvați asistentul pe calculator și pe urmă îl importați în alt proiect. Da, mulțumesc mult! Plăcere! Plăcere, mulțumesc și eu! Alte întrebări în direct? Doamna Vintila Mihaela ne întreabă dacă găsim aceste instrucțiuni într-un clip livresc. Acum, evident că o să le găsiți chiar în materialul video care va fi postat ca urmare a acestei întâlniri. Și astfel mai răspund la o întrebare. Spune doamna Vition, mulțumesc și eu pentru o întrebare. În cazul în care nu putem participa, este posibil să primim pe poșta electronică informația. În newsletterul pe care îl primiți săptămânal, să spunem, aveți întotdeauna și linkul către canalul nostru de YouTube și pe canalul de YouTube se actualizează materialele, înregistrările de la aceste întâlniri de marți. Da, nu sunt transmise pentru că deja s-au adunat mai mult de 100 de materiale și de fiecare dată când doriți să revedeți, intrați pe canalul de YouTube și găsiți acolo materialele respective. O să trec și prin câteva întrebări din formularul de înscriere. Și, de exemplu, avem întrebarea dacă se pot folosi chestionare la ora de istorie. Bineînțeles, doar creativitatea este limita, dar sunt așa multe posibilități că vă puteți inspira din lecțiile care există, din chestionare pe care le-ați folosit poate în alte materiale, nu neapărat digitale, puteți vizualiza materialele video, seminarele de marți în care s-a discutat despre folosirea creativă a chestionarilor și să vedeți acolo ce posibilități sunt. Cum se folosește resursa aplicației într-o lecție interactivă? Da, este mai mult de discutat din acest punct de vedere, dar în principiu aplicațiile sau cea mai... sau să reformulez cum văd eu răspunsul la această întrebare, sper că am înțeles corect. Resursa aplicație arată astfel. Avem în partea stângă aplicație. Da? Aceasta este aplicația. E, aici deja sunt chestiuni mai avansate, pentru că o aplicație informatică este un proiect complex creat de programator. O variantă este să intrăm pe ea și să încărcăm aici o altă aplicație pe care am salvat-o de pe un site. Unele platforme externe dau posibilitatea de a descărca aplicația respectivă sub formă de pachet informatic. E un fișier arhivat. Da? Și atunci aveți acele două posibilități. Una dintre posibilități este să pun codul iframe într-o casetă accesând sursa HTML. Și a doua posibilitate care face cam același lucru, a doua posibilitate este să încarc aplicația descărcată de pe acea
platformă. Dar să zicem că sunt pe Learning Apps. Unu, iau codul iframe și îl aduc într-o casetă text. Așa, arăt aici cu accesarea sursei HTML. Copiez codul iframe aici. Asta este unul. Doi, descarc de pe Learning Apps aplicația respectivă sub formă de pachet informatic. Intru aici, accesez încarcă, aleg aplicația salvată pe calculator și din punct de vedere al modului în care funcționează, e cam la fel. Diferența este că varianta 1, codul iframe, e o incorporare a unui element găzduit pe o platformă externă, deci am nevoie de internet, am nevoie de accesare online. Dacă încarc sub formă de aplicație, pot să o folosesc și offline. De exemplu, dacă mi-e teamă că n-am acces la internet, atunci sunt condiționat să am totul offline. Da? Altfel, o aplicație necesită cunoștințe de informatică. Dacă ați spus că este un pachet de fișiere, adică e o arhivă, nu? Aplicația respectivă. Noi când încărcăm aici aplicația, ea având mai multe fișiere, trebuie să încărcăm zip-ul sau fișierul de execuție sau executabilul? Zip-ul, zip-ul da. Zip-ul, zip. Aici se încarcă zip-ul. Da, ok. Da? Dacă a salvat de pe platforma respectivă, dar nu sunt foarte multe platforme care da. Dau și posibilitatea asta, dar unde există, există. Și se încarcă acel fișier zip. Da, da, mulțumesc. Așa, doamna Doboș, revin puțin în chat când se va posta ceea ce ați discutat astăzi. Da, aici mai este o anumită întârziere pentru că trebuie editat materialul, trebuie pregătit și pe urmă încărcat pe YouTube. În funcție și de încărcarea colegilor, probabil las săptămâna viitoare, cred. Nu știu cum o să fie săptămâna aceasta. Doamna, da, mulțumesc și eu. Doamna, așa, Vintilă întreabă de omologare. Pentru omologare aveți informații, așa, să intru pe site la academic, deci livres.com, clic pe butonul academic și avem aici, doresc să ai lecții omologate, vezi mai mult. Aici aveți și detaliile, regulamentul privind omologarea, e important de citit și aveți și aici informația pentru tranșa 23. Se pot transmite până la data de 10 septembrie. Este taxa aceasta pe lecție de 132 de lei. Aici introduceți linkurile pe fiecare rând. Doar trebuie să copiați linkul lecției din biblioteca publică și să introduceți aici, enter, dacă am introdus o lecție, selectez unul, dacă am introdus două, selectez două sau trei sau câte am nevoie și mai departe cu click pe cumpără trece automat la pagina de executare a comenzii. Mulțumesc și eu pentru întrebare și succes la omologare. Mai avem câteva întrebări despre alte funcționalități din livrez, că nu putem să intrăm poate acum în toate aceste detalii. De exemplu, avem o întrebare despre inserarea unui quiz preexistent, un Google Forms. Din formularul Google trebuie să obțineți linkul iframe, codul de incorporare. Deci în Google alegeți varianta la trimite
alegeți varianta cu încorporare și se poate transmite, se poate insera în livresc, la fel cum spuneam mai devreme, aici în caseta text, intrăm pe sursa HTML și aici copiem codul iframe respectiv. Pentru resursele în care nu aveți cod iframe, se poate crea. Dintr-un cod iframe luat din altă parte, poți să creezi propriul cod iframe. Vă spun așa ca principiu, pentru că nu ne permite timpul în această seară să intrăm în detaliile tehnice, dar în paranteză fie spus, există și din acest punct de vedere seminare care au tratat această chestiune, modalități de folosire, de încorporare a unor resurse externe. Și acolo aveți inclusiv pași pentru a crea propriul cod iframe. Dacă nu am posibilitatea de încorporare, butonul de încorporare pe platforma respectivă, creez propriul cod iframe și în interiorul acelui cod introduc un link al materialului respectiv. Mulțumesc și eu, trec rapid, așa avem câteva mesaje de încurajare și de apreciere, inclusiv de genul aștept cu interes activitatea de azi, sunt curioasă să mai învăț ceva nou și mulțumiri și diverse urări de la dumneavoastră. Da? Ultimele două, sau așa doar să menționez o întrebare de la domnul Nechita, nu știu dacă este poate pe Facebook. Mijloace de realizare a activității didactice pentru elevii care nu colaborează la lecții. Este poate cea mai grea provocare a noastră ca formatori, ca profesori, cadre didactice, să îi facem să interacționeze, să contribuie, să intervină. Și știm cu toții că avem și personalități diferite, nu, ale cursanților. Avem și modalități diferite în funcție de personalitatea lor, modalități diferite prin care învață și uneori trebuie să fim atenți și la caracteristicile individuale ale celor cursanți. Da, testăm și vedem ce îi atrage, ce le schimbă expresia feței, ce îi face să zâmbească, ce îi incită. Dar aici intrăm într-un alt domeniu. Și evident mai putem învăța unii de la alții. Voi încheia cu două întrebări așa mai punctuale despre abonamentele Pro și Premium. Doamna Crăciun întreabă cât costă variantele Pro sau Premium. Am arătat mai devreme și dacă pot fi achiziționate prin SEAP. Prin SEAP e o procedură, evident, ceva mai complexă pentru achiziții publice. Ele nu sunt listate în SEAP acum, dar pentru instituțiile care doresc să le achiziționeze, vor putea fi achiziționate pachete și acolo la momentul potrivit. Dacă școala dorește, de exemplu, să folosească anumite fonduri pentru a achiziționa astfel de abonamente pentru cadrele didactice. Și doamna Antoche, dacă este prezentă, da, imediat revin și în chat. Mai avem întrebarea dacă abonamentul expiră în noiembrie. Pot achiziționa acum un nou abonament premium la ofertă care să înceapă în noiembrie? Da, dacă l-achiziționați acum, el se va activa pe perioada de un an,
de la momentul la care expiră abonamentul curent. Da? Și mulțumim și noi pentru interes și pentru doamna Lazar. Da, mulțumesc că așa sunteți prezentă. La prima vedere nu am identificat eu la participanții din Zoom. Mulțumesc pentru participare. Și doamna Lazar, când aș putea primi un răspuns pentru lecția trimisă spre omologare, vă mulțumesc. O să mă interesez și eu la colegi, dar aici, așa cum așteptați și dumneavoastră, așteptăm și noi răspunsul de la comisiile de la minister și în multe dintre situații nu avem ce să facem mai mult pentru că nu putem influența ritmul sau modul în care evaluează lecțiile comisiile respective. Da, este timpul dumnealor, este probabil au multe activități și nu putem decât să așteptăm termenul oficial. Dar mă interesez și revenim cu un răspuns chiar și direct la dumneavoastră. Da, mulțumesc și eu foarte mult, da, și pentru urări și dumneavoastră la fel, mult succes în continuare. Vă mulțumesc pentru participare în luna august, luna de concediu. Vă doresc de asemenea spor și eficiență, chiar și plăcere în realizarea de materiale didactice care să schimbe viața cursanților noștri, pentru că asta e cea mai mare satisfacție noastră. Vă mulțumesc pentru interes în numele tuturor colegilor de la Ascendia și vă doresc o seară plăcută, o vacanță plăcută, așa cum spune și doamna Chiac, și să ne revedem cu bine, cine poate săptămâna viitoare sau altă dată, și să fim sănătoși și pregătiți pentru un an nou școlar.